Bună ziua, stimați reprezentanți mass media. Vă mulțumesc pentru faptul că ați dat curs invitației mele de a participa la conferința de presă de azi. Astăzi vom vorbi despre două subiecte legate de oamenii buni din societatea noastră. Deci, cu ceva timp în urmă, am inițiat și am făcut mai multe interpelări deputat vis-a-vis de activitatea primăriei municipiului Cahul. Probabil că nu toți cetățenii cunosc, dar ultima perioadă, eu mă refer la ultimii vreo 4 ani de zile, primăria municipiului Cahul era alentată, dacă vreți, răsfățată prin diferite fonduri care le-au fost alocate de la bugetul de stat, de la bugetul raional, total în jur de 46-48, dacă nu greșesc, milioane de lei, pentru diferite proiecte, inclusiv drumuri, inclusiv alte proiecte de reparații, amenajări și așa mai departe. Și cu regret, chiar și locuitorii raionului Cahul, locuitorii municipiului Cahul, cetățenii noștri, cât și cei străini, atunci când vin bunoara să se odihnească, mai bine zis, la sanatoriu sau să viziteze alte locuri din municipiul Cahul, văd un lucru ieșit din comun, o stare deplorabilă a drumurilor și probabil fiecare din cetățeni care vizitează municipiul Cahul o să vă spună despre acest lucru. Am inițiat mai multe interpelări de deputat și săptămânile trecute unii primari, acei oameni buni, s-au indignat vorbind despre faptul, despre careva presiuni, persecutări, așa mai departe. Stimați colegi, stimați cetățeni, nu este nicio presiune. Orice ban public care este cheltuit, trebuie să existe și o anumită verificare unde au fost cheltuiți acești bani și dacă toți banii care au fost alocați au mers la destinație. Și ați văzut la finele lunii mai vizita doamnei președinte în municipiul Cahul. Primarul domnul Dandeș, dacă eu nu greșesc, cineva mi-a spus că a făcut o postare pe Facebook că prima dată în istorie a țării noastre, președintele țării a vizitat municipiul Cahul. După mine mi se pare așa o fantasmagorie, da? Deoarece cu certitudine și ceilalți președinți ai țării noastre au, la diferite etape, au vizitat, au fost în teritoriu și au fost în municipiul Cahul. Și imediat după aceasta, după ce, ca urmare a interpelărilor care le-am făcut, a început a activa în municipiul Cahul Inspecția Financiară, care să vadă cum a fost cheltuit banul public. Vreau să vă spun că ultima dată, dacă nu greșesc, Inspecția Financiară a verificat activitatea primăriei Cahul 6 ani în urmă și, evident, după o anumită perioadă, destul de lungă, după mine, ei au venit să facă Inspecția Financiară planificat. Ei trebuiau să o facă după plan în acest an, în trimestrul 2, bine, au început să o facă cu o lună, o lună jumate mai devreme acest lucru, dar, certitudine, această vizită a Inspecției Financiare a fost planificată. Pentru că după ce a fost în vizită doamna președinte, probabil la invitația primarului de Cahul, domnul Dandeș, în adresa Inspecției Financiare a venit din partea președinției
un asemenea document. Eu rog să-l faci puțin mai aproape, să-l vedeți. Eu cu șansă îi dau 4. Venit din instituția prezidențială, unde ei roagă, în contextul vizitei de lucru a doamnei Maia Sandu, președintele Republicii Moldova în raionul Cahul, rog prezentarea în adresa instituției prezidențiale a informației cu referință la temeiul juridic a inițierii inspecției financiare la primăria municipiului Cahul, obiectul inspecției, perioada de inspectare, precum și copia actelor confirmative în baza cărora a fost inițiată procedura vizată. Și eu, probabil că și ceilalți cetățeni, se vor întreba, dar ce atitudine și, în general, ce referire are instituția prezidențială cu privire la acele inspecții care trebuie să fie făcute anual, planificat la diferite instituții, să vadă cum se cheltuie banul public. Ori prin asemenea metode scrășuiesc oamenii buni? Doamna președinte, eu cred că dumneavoastră nu va face față acest lucru. Lăsați, vă rog, instituțiile statului să-și facă treaba. Eu îndemn pe inspectorii care ultima dată au fost 6 ani urmă și astăzi fac inspecție la Cahul să-și facă treaba până la capăt și să dea un verdict bazat pe lege. Ce se întâmplă în municipiul Cahul, dacă toți banii care au fost virați pe conturile primăriei Cahul, fie de la bugetul de stat, fie de la bugetul raional, pentru realizarea mai multor proiecte, au fost cheltuiți și banul a ajuns la destinație. Nu vrem nimic absolut, doar să aflăm dacă banul public a fost cheltuit corect. Eu vreau să vă spun că primăria municipiului Cahul, ultimii, dacă nu greșesc, 2 ani de zile, încearcă să organizeze concurs pentru funcția de contabil șef, dacă nu greșesc, la primărie și de 2 ani nu pot să găsească un contabil șef, deoarece nimeni nu se înscrie la concurs. Știind, probabil, ce bardac e acolo. Dar, cu referire la acest lucru, să ne răspundă inspecția financiară și să dea în veleac dacă vor găsi încălcările respective, dacă nu vor găsi, o să spunem franc și tranșant că încălcări nu au fost găsite, că activitatea este în regulă. Dar primele informații și ceea ce văd eu, practic săptămânal fiind în raionul Cahul, în municipiul Cahul, activitatea lasă de dorit. Dacă s-au făcut 2 drumuri în centrul orașului, în rest, la periferie, drumul care merge spre vestitul sanatoriu din orașul Cahul, din municipiul Cahul, parcă este după bombardamentul din 22 iunie 1941. Mai mult nereguli, eu cred că preferător la aceasta o să vorbim și cu locuitorii municipiului, care deja s-au săsturat de acele promisiuni a oamenilor buni. Cu referire la celelalte interpelări care eu le-am făcut, deja sunt unele rezultate. Pe unii oameni buni, procuratura a deschis și dosare penale legate de dilapidări. Probabil timp apropiat am să vin și cu aceste informații și pe raionul Cantemir și pe alte raioane din sudul țării. Și a doilea subiect care aș vrea să-l discut astăzi. Ați văzut cu toții, campania electorală a început, pasul pro-prezidențial a pornit vremurile bune pentru cetățenii țării noastre și aceste vremuri bune le fac oameni buni, care ați văzut diferite
ieșiri și diferite scandaluri cu persoane care transportă droguri la aeroporturi, fel de fel de excroci care sunt în judecată. Mă refer la un primar din raionul Cantimir, altul care se ocupa cu contrabanda cu spirit, tot la sudul țării sunt și alți oameni buni care vor să vină vremurile bune. Astăzi am să vorbesc încă despre un om bun. Dacă nu greșesc, numărul 35 pe lista PAS. Este vorba despre un domn, Oleg Cănățui, care este actualmente consilier raional în Leova și deține o casă de schimb valutar în orașul Leova. Подпольная кличка acestui om bun este Valiuchik. Ехта тет урашу Льова, тет району Льова, астась, și în general ultima perioadă de vreo câțiva ani, este îmbulzit cu ехта шеткети. Ехта eu am să dau o leacă mai, ca dumneavoastră le vedeți. Ехта каса де схим валутара домлы Олег Канацуй, который с нумешки Стабил Глобал Кан. Он орашу Лёва, страда Штефан Челмари, 60. Зильник, вин персуани, читатень дей ноштри. Чи прокура сау кумпара валут. Шин лог де чекур, шин лог де аппарат де каса, лор ли се либерязе ехта семня фицуищ, unde acta pe data de 2 iunie 2021, o persoană o vândut probabil 30 de euro. 30 înmulțit la 21,47 este egal cu 642. Și semnătura persoanei. Un alt cec pe 20,05 anul acesta. 1500 înmulțit la 21,60, 32,400. Oameni buni, doamna președinte, și domnul Grosu, președinte PAS, achită impozite. Nu se ischivează de la plata impozitelor. Nu fac evaziune fiscală. Iată, oameni buni plătesc aceste impozite pentru ca noi, mai departe, să achităm salarii, pensii de cel puțin 2.000-2.500 de lei, care tot dumneavoastră ați spus sau le-ați promis cetățenilor. Oamenii buni, în afară de evaziune fiscală, dar poate aici există și alte infracțiuni de spălare de bani, poate prin intermediul acestei case de schimb valutar a unui om bun. Poate cineva face spălare de bani? Iată, la întrebarea aceasta trebuie să se răspundă organele procuraturii. Eu, de asemenea, am depus vreo câteva interpelări organelor de resort. Aștept răspunsuri la aceste interpelări și la aceste întrebări care și eu și probabil toți cetățenii, inclusiv cei din raionul Leova, din orașul Leova, își pun. Cum de este posibil ca un asemenea om bun, pretinzând că este sfânt, procedează în așa mod, nu eliberează cecuri, în loc de cecuri ăsta semne fițuși, probabil nu plătește impozite, probabil, nu știu, trebuie să întrebăm Procuratura, Banca Națională, dar există posibilitatea ca prin intermediul asemenea fițuși să fie făcut sau să participe o casă de schimb valutar și la spălări de bani? Iată, asemenea întrebări trebuie să ne dăm noi cu toții. Și
să judecăm pe toți, inclusiv cei oameni buni. Nu pentru vorbele care ei le spun. De vorbit, ei foarte bine vorbesc. Dar pentru faptele care ei le fac. Asemenea, oameni buni, îi vede o țară întreagă și eu cred că fiecare ajunge la anumite concluzii. Iar concluzia respectivă, fiecare cetățean a țării noastre este obligat să o facă, după părerea mea, atunci când vine timpul. Eu mă refer la procesul electoral în care noi astăzi suntem, iar timpul vine pe data de 11 iulie acestui an. Inclusiv organele de resort, organele de control, trebuie să facă treaba. Și dacă vedem și le indicăm organelor de drept asupra asemenea nereguli, părerea mea că ei trebuie să reacționeze. În general, în ce se întâmplă pe ultima perioadă, vedem o anumită presiune care vine din partea instituției prezidențiale ca organele de drept să nu-și fac treaba. Acolo unde trebuie să reacționeze prompt, să curmeze tentativele de infracțiuni, vedem asemenea presiune asupra organelor de drept. Vedem fel de fel de mitinguri a unor exponenți politici în fața Ministerului Intern, în fața altor organe. Eu vreau să cred că lucrurile astea nu sunt concertate. Eu vreau să cred că instituția prezidențială nu-i apără pe cei oameni buni care, de fapt, îi vedem unii care transportă droguri pe la aeroport, alții care se ocupă cu excrocherii, alții cu contrabandă, cu luare de mită. Pe lângă instituția prezidențială s-a deschis sau în fast s-a comunicat că s-a creat un organ consultativ. Probabil am să adresez și aceste informații Ansildeu și acestor domni din acest organ consultativ care are menirea să combată corupția, nu știu ce și mai departe. Să înceapă în primul rând de la acei oameni buni care acum au făcut fel de fel de prostii, încălcări de legi și astăzi, probabil, încercând să se eschiveze de la răspundere conform legii, vor să ajungă în Parlament, se bucură de imunitate. Părerea mea că asemenea oameni nu au ce căuta în Parlament. Să vedem ce va face și domnul Cănățui, care a să fie reacția dumnealui, și să explice societății, doamnei președinte, domnului Grosu, lider interimar a PAS-ului, cum de-a ajuns el, om bun, să se ocupe cu asemenea lucruri. Iar noi, referitor la alți oameni buni, o să vă informăm curând cu altă ocazie. Dacă aveți careva întrebări, eu sunt gata să răspund. Dacă nu, eu vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației mele. Și o zi bună!